Turnul de apă din satul Căzănești, Raionul Telenești, este unicul element care s-a mai păstrat din fastuosul complex de clădiri de altă dată al boierului Ștefan Uvaliu. Turnul se află acum în stare avansată de degradare, dar ar putea deveni o importantă atracție turistică. Doar o adâncitură și ciulini în bătaia vântului au mai rămas din fostul palat cu 99 de camere, construit de Ștefan Uvaliu în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea pe malul Răutului. L-a vândut, ca mai apoi cei care l-au procurat să vândă până la ultima piatră, deoarece piatra era de mare preț. În preajmă sunt și rămășițe din fosta moară a boierului. Doar turnul de apă mai atrage atenția prin frumusețea de altă dată. Este un turn de apă care dânsul a adus apa tocmai de la izvorul roșu, din căt, din deal, pentru palat. A rămas cu păreri de rău unica relicvă. Deși turnul este înscris în registrul monumentelor ocrotite de stat, puțină lume cunoaște despre existența și istoria lui. Construcția este o carte de vizită a satului Căzănești. Autoritățile locale nu au însă bani pentru restaurare. În context, Eleonora Veleșco a lansat un apel. Dragi consăteni, cei care sunteți plecați peste hotare, care vă mai doare inima pentru satul de baștină, hai să încercăm să punem mână de la mână și să restabilim măcar turnul, care ar fi o exponat pentru a atrage și turiștii. Pe teritoriul Republicii Moldova mai sunt aproape 50 de conacuri. Majoritatea se află în stare avansată de degradare.